2 Cronici 4. A făcut un altar de aramă lung de 20 de coți, lat de 20 de coți și înalt de 20 de coți. A făcut marea turnată, ea avea 10 coți de la o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de 5 coți și un fir de 30 de coți ar fi înconjurat-o. Sub marginea ei, de jur împrejur, erau niște chipuri de boi, câte 10 de fiecare cot, de jur împrejurul mării. Boi așezați pe două rânduri, erau turnați dintr-o singură bucată cu ea. Era așezată pe 12 boi, dintre care 3 întorși pe miază noapte, 3 întorși pe apus, 3 întorși pe miază zi și 3 întorși pe răsărit. Marea era așezată pe ei și toată partea din dărăta truburilor lor era înăuntru. Grosimea ei era de un lat de mână și marginea, ca și marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea 3000 de bați. A făcut 10 lighene și a pus 5 la dreapta și 5 la stânga, ca să slujească la curățire. În ele se spălau felurite părți ale arderilor de tot. Marea era pentru spălarea preoților. A mai făcut 10 sfeșnice de aur după porunca pe viitoare la ele și le-a așezat în templu, 5 la dreapta și 5 la stânga. A mai făcut 10 mese și le-a așezat în templu, 5 la dreapta și 5 la stânga. A mai făcut curtea preoților și curtea cea mare cu porțile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă. A așezat marea în partea dreaptă, la miază zi răsărit. Hiram a făcut cenușarele, lopețile și potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon să o facă pentru casa lui Dumnezeu. 2 stâlpi cu cele două capete și acoperișurile lor cu cununile de pe vârful stâlpilor, cele două rețele pentru acoperirea celor două acoperișuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor. Cele 400 de rodii pentru cele două rețele, câte 2 șiruri de rodii pentru fiecare rețea, pentru acoperirea celor două acoperișuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor. Cele 10 temelii și cele 10 lighene de pe temelii, marea și cei 12 boi de sub ea. Cenușarele, lopețile și furculițele, toate aceste unelte pe care le-a dat împăratul Solomon lui Hiram Abi ca să le facă pentru casa Domnului, erau de aramă lustruită. Împăratul a pus să le toarne în câmpia Iordanului, într-un pământ cleios între Sucot și Tzereda. Solomon a făcut toate aceste unelte, număr atât de mare încât nu s-a putut cerceta greutatea aramei. Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru casa lui Dumnezeu, altarul de aur, mesele pe care se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului, sfeșnicele și candele lor de aur curat, care trebuiau aprinse, după poruncă, înaintea locului preasfânt. Florile, candele și mucările de aur, de aur foarte curat. Cuțitele, potirele, ceștile și cățuile de aur curat, cearpile de aur pentru ușa din lăuntru a casei de la intrarea locului preasfânt și pentru ușa casei de la intrarea templului.